Fulgerul de la răsărit se extinde foarte repede. Ne-au luat mai mult de 200 de oameni în mai puțin de o lună. Aceștia sunt buni predicatori cu o bază solidă a credinței lor. Da. Ce credeți că e de făcut? Nu putem subestima fulgerul de la răsărit. Tocmai am aflat că se extinde în bisericile vecine. Pastore Ioan, dacă continuă așa, mă tem că vom pierde biserica. Dacă vrem să ne păstrăm membrii, cred că nu trebuie să-i lăsăm să le citească cărțile sau să-i lăsăm să le asculte predicile. Numai așa putem ajunge la rădăcina problemei. Vă rog să priviți aici. Ceea ce trebuie să facem este să împărțim credincioșilor materialele propagandei Partidului Comunist care condamnă Biserica lui Dumnezeu atotputernic. Dacă le dăm aceste materiale negative credincioșilor, le va fi teamă să mai stea de vorbă cu ei. Și anunțați toate bisericile. Dacă fulgerul de la răsărit încearcă să fure oile, bisericile să cheme poliția. Nu, pastore, nu sunt de acord cu această abordare. Chiar și necredincioșii știu acum că în China, întreaga națiune are cea mai puțină libertate la religie din toată lumea. Pentru a menține ordinea și regimul autoritar, Partidul Comunist Chinez e gata să mintă și să facă orice mârșăvie. Știți cum îi persecută pe creștini? Oare nu am îndurat destule? Atât de mulți frați și surori au fost torturați până la moarte. Câtă cruzime! Este adevărat, nu putem face asta. În timpul Revoluției Culturale am fost numiți reacționari, deoarece credeam în Domnul și ne-au condamnat la închisoare. Iar asta nu e nimic. În timp ce amândoi eram în detenție, Partidul Comunist Chinez a încercat să ne facă să renunțăm la credință, torturându-ne în fel și chip. Fără milă! Nu vedeți că Partidul Comunist Chinez reprezintă regimul satanist? Cel care se opune lui Dumnezeu? Bătrânul Pan are dreptate. Acest lucru e diavolesc. Aceste materiale care condamnă Biserica lui Dumnezeu atotputernic sunt în mod clar zvonuri rău intenționate. Zvonuri pe care Partidul Comunist le-a inventat. Cum putem să răspândim așa ceva? Dacă fulgerul de la răsărit este adevărata cale, nu înseamnă că noi sprijinim Partidul Comunist să răspândească erezia care se opune lui Dumnezeu și condamnă lucrarea sa? Unde am ajunge dacă ne-am opune noi înșine lui Dumnezeu? Îl ajutăm pe Satana? Nu ne-ar face acest lucru complice ai Partidului Comunist Chinez? Sunt de acord cu spusele bătrânului Pang. De-a lungul timpurilor, Partidul Comunist a sprijinit mereu răul și s-a opus lui Dumnezeu. Dacă ajutăm la răspândirea zvonurilor false, ne-am face credincioșii să se supună Satanei. Ne-am bazat pe Satana și l-am trădat pe Dumnezeu. Domnul ne-ar condamna cu siguranță. Da, așa este, Geng. Este adevărat, nu-l putem trăda pe Domnul. Dar dacă ne retragem, nu cedăm adepților fulgerului de la răsărit, biserica pentru care am trudit, fulgerul de la răsărit ne fură frații și surorile unul câte unul. Cum am putea sta în fața Domnului când se întoarce să ne ia pe toți? Părerea mea este să protejăm calea Domnului, să ne protejăm turma. Așa este. Orice ar fi, pastorul Ioan protejează biserica. El ne cere să-i respingem pentru că fulgerul de la răsărit este prea puternic. Dacă nu ne folosim de propaganda Partidului Comunist, atunci vom pierde biserica. Nu ne putem înfrânge. Păstrarea bisericii este cel mai important lucru. Aveți o soluție mai bună? Dar haideți să ne gândim puțin. În prezent, Partidul Comunist pedepsește aspru biserica lui Dumnezeu atotputernic. Mulți credincioși acestei biserici sunt acum închiși, iar alții chiar au fost executați. Dacă sunăm la poliție și dăm toți acești oameni pe mâinile Partidului Comunist Chinez, nu înseamnă că dăm credincioșii pe mâinile Satanei? Și dacă facem asta, ar fi un păcat.
Ar fi împotriva lui Dumnezeu. Da, într-adevăr. Am păcătuit și l-am mâniat pe Dumnezeu. Sunt-o. Asta ne-ar face să ne opunem. Te rugăm, nu trebuie să-L jignim pe Domnul. Gândiți-vă. Dacă fulgerul de la răsărit chiar este sfârșitul lucrării lui Dumnezeu, ar însemna să-L prigonim pe Dumnezeu și pe credincioșii săi. Am fi condamnați ca niște păcătoși. Așa cum au fost blestemați fariseii în vremea lor pentru ignoranță dincolo de răscumpărare. Cum să sunăm la poliție ca să-i aresteze pe credincioși? Cum am fi diferiți față de Iuda, cel care l-a trădat? Frați și surori, dacă nu facem acest lucru, tot se vor alătura fulgerului de la răsărit. O să avem mai puține jertfe. Ce am mai folosit pentru a ne acoperi cheltuielile? Cui i-am mai predicat dacă nimeni nu va mai veni la biserică? Sunt oare dreptate. Ar trebui să-l urmăm pe pastorul Ioan. Da, să facem așa. Nu se cuvine. Fulgerul de la răsărit ne-a furat atât de multe oi bune. Cum putem da socoteală Domnului când se întoarce? Astfel îi nesocotim voia Domnului. Nu îi împingem în foc? Mă tem că nu este bine. Pastore Ioan, tu spui că biserica noastră va cădea și ne vom pierde jertfele. Că nimeni nu-ți va asculta predicile. Care sunt intențiile tale adevărate? Pe cine crezi că slujim cu adevărat? N-ar fi bine să ne gândim puțin? Când fariseii au prorocit în sălile de rugăciuni, nu au fost martorii lui și nu l-au slăvit. Niciodată nu au călăuzit pe nimeni altcineva către cuvântul lui Dumnezeu. Ce anume apreciau? Numai aurul, bunăstarea, pozițiile înalte? Da, așa este. Deci Domnul Iisus i-a condamnat și le-a zis: vai de voi, cărturari și farisei ipocriți! Dacă lucrarea și predicile noastre nu călăuzesc pe nimeni către cuvântul lui Dumnezeu și poruncile sale, dacă facem asta doar să ne slujim pe noi înșine, nu suntem pe aceeași cale? Nu suntem la fel de ignoranți precum fariseii? Nu ne-am transformat noi în fariseii vremurilor moderne? Ar fi prea periculos. Dacă păcătuim prea mult, vom fi blestemați de Dumnezeu. Nu ne vom mai putea căi. Nu va mai exista nicio șansă de regret. Nu-i blochezi și nu acționezi pentru protecția credincioșilor noștri și salvarea acestei biserici? Cum mă comport ca un fariseu? Spuneți ce vreți. Eu am trudit pentru această biserică. Nimeni nu o va lua. Așa să fie. E decizia finală. Mă întreb unde e sora Liu. Sora Liu, bună dimineața. Voi erați. Pastorul a zis să chemăm poliția dacă vin cei de la fulgerul de la răsărit. De dragul fratelui Chen n-am să fac asta, dar voi să nu mai veniți. Dar soră! Dumnezeu folosește cuvântul pentru a-și face lucrarea și pentru a obține rezultatele lucrării sale. El nu face minuni. Cine e? Sunt-o? Dă-te din calea mea! Ce faceți? Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Vom publica fotografia ta pe internet. Biserica va afla. Nu o să ne mai fur credincioșii. Să nu mai pierdem timpul. Du-o la poliție. Ține-o! Ce faci? Nu poate pleca! Ea nu poate să plece. Nu pleca! Haide, pleacă! Nu poate să plece! Chen, ține-o! Nu mai putem lăsa să fure din biserică. Ține-o! Dumnezeul atotputernic, sunt mulți credincioși care cred zvonurile și minciunile spuse de către pastori și Partidul Comunist. Ei nu vor să aibă contact cu noi și se țin deoparte. Câtorva dintre noi credincioși le-a fost slăbită credința de către pastori prin înșelăciuni de tot felul. Liderii religioși chiar au sunat Partidul Comunist să ne prindă și să ne persecute. A devenit dificil să răspândești Evanghelia în acest oraș. Ați acceptat binecuvântările Lui, ați căutat promisiunile date de El, îndrumați de lumina Lui.
forța întunericului, veți fi mântuiți. În lumea învăluită de întuneric, nu veți pierde lumina care vă ghidează. Veți fi stăpân peste toată creația, biruitor în fața satanei. O, Dumnezeule, te rugăm, dă-ne încredere și putere. Ajută-ne să răspândim Evanghelia Ta la cât mai mulți oameni. Amin. Mulțumesc că ați venit. După cum știți, pastorul Ioan ne-a interzis accesul în biserici, i-a descurajat pe alții să caute adevărata cale și chiar a sprijinit Partidul Comunist la persecutarea noastră. Acesta nu a fost lucru ușor pentru niciunul dintre noi de aici. La ce vă gândiți? Cum vă simțiți? De fapt? Haideți să discutăm deschis. Eu nu înțeleg. Și pastorul Ioan a ascultat mărturia ta despre lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic. El crede că spusele lui Dumnezeu Atotputernic sunt adevărul. De ce nu le acceptă? De ce se opune lucrării lui Dumnezeu de pe urmă, îndepărtând oamenii de Dumnezeu Atotputernic? Așa este. Pastorul Ioan cunoaște Biblia. El ne sfătuiește să fim umili, răbdători și loiali. Este atât de convingător și pare să fie destul de evlavios. Cine s-a gândit că îi se va împotrivi lucrării de pe urma lui Dumnezeu în așa fel? Poți să vezi omul din exterior, dar nu și în suflet. Niciodată nu am crezut că pastorul Ioan este capabil de așa da. Ceva. Cum au putut să facă frați asta? Frați și surori, încercarea liderilor religioși de a condamna lucrarea lui Dumnezeu Atotputernic nu este ceva ieșit din comun. Da. Când Iisus s-a pogorât să facă lucrarea sa, nu au încercat oare liderii religioși să-l condamne și să îl persecute? Până la urmă, l-au răstignit pe Domnul nostru Iisus. Acesta este un fapt istoric. Da. Dumnezeu Atotputernic vine în zilele de pe urmă, iar cuvintele pe care le grăiește sunt adevărul în care credem cu toții. Oricine crede cu adevărat în Dumnezeu va citi cuvântul său, se va întoarce către Dumnezeu Atotputernic. Dar liderii religioși se tem că, dacă toți credincioșii lor se întorc către Dumnezeu Atotputernic, nu va mai avea cine să le asculte teoriile goale din Biblie. Este o amenințare la situația și traiul lor. Din acest motiv, ei fac orice pentru a-i se opune și a-l condamna pe Dumnezeu adevărat. Atotputernic. Frați și surori, să citim cuvântul lui Dumnezeu Atotputernic. Bine! Dumnezeu Atotputernic spune... Aceia care nu înțeleg scopul lucrării lui Dumnezeu sunt aceia care se opun lui Dumnezeu. Și chiar mai mult, aceia care sunt conștienți de scopul lucrării lui Dumnezeu, dar nu caută să-L mulțumească pe Dumnezeu. Cei care citesc Biblia în bisericile mari recită Biblia în fiecare zi și totuși niciunul nu înțelege scopul lucrării lui Dumnezeu. Niciunul nu este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu. Mai mult, niciunul nu este în concordanță cu inima lui Dumnezeu. Toți sunt oameni netrebnici. Fiecare crezându-se la înălțime ca să-L învețe pe Dumnezeu. Deși ei flutură numele lui Dumnezeu, ei îi se opun voit. Cu toate că... ei se denumesc credincioși al lui Dumnezeu, ei sunt cei care mănâncă trupul și beau sângele omului. Toți astfel de oameni sunt diavoli care devorează sufletul omului. Demon șefi care îi tulbură intenționat pe cei care încearcă să umble pe calea cea dreaptă și obstacole în calea celor care îl caută pe Dumnezeu. Cu toate că ei au un trup robust, cum vor ști adepții lor că ei sunt antihriști care îi conduc pe oameni contra lui Dumnezeu? Cum vor ști ei
că aceștia sunt diavoli vii care caută pentru un scop anume suflete ca să le devoreze. Nimeni nu a crezut că aceia din lumea religioasă se vor împotrivi lui Dumnezeu și lucrării sale. Dar apoi, venirea Domnului Iisus a dezvăluit că există antihriști în cercurile religioase. Liderii religioși au fost cei care l-au persecutat și l-au condamnat pe Domnul Iisus până când, într-un final, tot ei l-au răstignit. Acest lucru este dovada că liderii religioși încă îi se opun lui Dumnezeu în timp ce îl slujesc. Da. Vedeți voi, mulți pastori din cercurile religioase, atunci când încearcă să explice Biblia, se vor folosi de anumite doctrine care îi venerează pe ei, dar de fapt nu vor practica spusele Domnului Iisus. Când lucrarea lui Dumnezeu atotputernic îi va ajunge în zilele de pe urmă, va ieși la iveală firea lor satanică, neiubitoare de adevăr. Așa e. Cu scopul de a-și proteja poziția și fondurile, au inventat tot felul de zvonuri pentru a se opune și a condamna pe Dumnezeu atotputernic și a-i controla pe credincioși. Ba chiar și-au încuiat biserica sub premiza că își protejează turma și apără adevărata cale, împiedicându-i astfel pe oameni să studieze lucrarea lui Dumnezeu atotputernic. Ceea ce este și mai rău este că le pasă doar de reputațiile lor și de modul în care le pot îmbunătăți. Asta le permite să îngrădească și să controleze alți oameni. Au încercat să fure cuvintele lui Dumnezeu atotputernic și apoi să le strecoare în predicile lor. Acest lucru ne arată că lucrează din ambițiile lor pline de mândrie pentru a concura cu Dumnezeu. Pastorul Ioan este la fel. Cum a fost în stare? Acești pastori și lideri religioși nu sunt cu nimic mai presus decât fariseii care au făcut totul pentru a-i se opune Domnului Iisus când a venit pe pământ. Da. Urăsc adevărul și îl dușmănesc pe Dumnezeu. Este adevărat. Sunt demoni care mănâncă sufletele oamenilor. Este adevărat. Ei l-au jignit pe Dumnezeu și firea lui și sigur vor primi pedeapsa cuvenită. Da. Adevărat ai grăit. Când Domnul Iisus s-a pogorât, el a scos la iveală fățărnicia fariseilor din cercurile religioase. Este adevărat. Acum Dumnezeu atotputernic a venit să facă lucrarea sa de judecată. Iar acești antihriști au fost dați în vileag încă o dată. Cu scopul de a-i îngrădi și controla pe credincioși, acești pastori și lideri religioși fac orice pentru a ne împiedica să cercetăm adevărata cale. Acești oameni nu lasă pe nimeni să intre în împărăția lui Dumnezeu. Așa este. Ne-am sacrificat atât de mult în acești ani. Acum știm că doar îi hrăneam pe acești paraziți. Sunt demoni care se hrănesc cu carne de om și acum caută să ne devoreze sufletele. Așa e. Îmi pierd cumpătul când mă gândesc la acești pastori. Ei ajută Partidul Comunist și se împotrivesc lui Dumnezeu atotputernic. Mai ales după ce pastorul Ioan a fost persecutat în trecut. Nu m-am gândit niciodată că ar decide să lucreze cu Partidul Comunist și să se opună lui Dumnezeu atotputernic. Nu înseamnă că te opui lui Dumnezeu? De ce pastorii sunt atât de perfizi și înșală atât de mult? Fără cuvintele și lucrarea lui Dumnezeu atotputernic, nu ne-am fi dat seama cine sunt ei cu adevărat. Da, așa este. Într-adevăr. Frați și surori, cu fiecare întrupare a lui Dumnezeu, El ne arată cine sunt antihriștii. Când Domnul Iisus s-a pogorât pe pământ, El a demascat fariseii fățarnici și forțele rele ce au lucrat prin ei. Acum Dumnezeu atotputernic a venit, a dat în vileag forțele răului și antihriștii în zilele de pe urmă. Așa este. Lucrarea lui Dumnezeu întrupat îi dezvăluie pe oameni. Mulți lideri religioși au suferit într-adevăr când au fost persecutați de Partidul Comunist. Unii au fost închiși între 10 și 20 de ani, ba mai mult, iar viețile le-au fost distruse. Și cu toate acestea nu văd fața reală a diavolilor comuniști. Când Dumnezeu atotputernic își face lucrarea de judecată în zilele de pe urmă, ei iau partea PCC-ului și îl condamnă cu furie pe Dumnezeu atotputernic, răstignindu-l pe Dumnezeu încă o dată. Asta din cauza naturii lor satanice, care urăște adevărul și este dușmanul lui Dumnezeu. Oribil, da. Sunt atât de mârșavi. Se pare că lumea bisericii seamănă cu regimul diavolesc. Toți sunt aliații satanei. Sunt toate forțe satanice, malefice, care îi se opun lui Dumnezeu. Să citim din Dumnezeu atotputernic. Bine.
Dați la pagina 894. Citesc eu. Bine. Dumnezeu atotputernic spune: câți caută adevărul și urmează dreptatea? Toți sunt animale, la fel ca porcii și câinii, conducând un nor de muște urât mirositoare într-o grămadă de bălegar ca să dea din capete și să stârnească dezordine. Ei cred că regele lor, care este regele iadului, este cel mai înalt dintre regi, fără să-și dea seama că nu sunt decât muște. Cu aripi verzi pe spate, asta se referă la faptul că pretindă a avea încredere în Dumnezeu. Ei încep să fie încrezuți și să se laude pretutindeni cu frumusețea și farmecul lor, aruncându-și în secret necurățenia asupra omului. Și sunt și mulțumiți de sine. Ca și cum o pereche de aripi de culoarea curcubeului ar putea să le ascundă necurățenia și astfel ei persecută existența adevăratului Dumnezeu. Aceasta se referă la povestea interioară a lumii religioase. Puțin bănuiește omul că, deși aripile muștei sunt frumoase și încântătoare, la urma urmelor nu este decât o muscă minusculă, plină de murdărie și acoperită de germeni. Prin forța părinților lor, niște porci și câini, ei aleargă nebuniți de furie de-a curmezișul țării. Acest lucru se referă la oficialii religioși care îl persecută pe Dumnezeu pe baza unui sprijin puternic din partea țării cu o ferocitate copleșitoare. E ca și cum fantomele fariseilor evrei s-au întors împreună cu Dumnezeu la națiunea marelui Balaur Roșu, în vechiul lor cuib. Ei și-au reînceput persecuția, continuându-și lucrarea, care se întinde peste câteva mii de ani. În cele din urmă, acest grup de degenerați cu siguranță va pieri de pe pământ. Se pare că, după câteva milenii, duhurile necurate au devenit chiar mai viclene și șirete. Ele se gândesc doar la modalități de a submina lucrarea lui Dumnezeu. Sunt îndemânatici și dibaci și doresc să reia în patria lor tragedia de acum câteva mii de ani. Asta aproape îl îndeamnă pe Dumnezeu să scoată un strigăt și cu greu poate el să se rețină de la a se reîntoarce la al treilea cer pentru a-i nimici. Încă de pe vremea când Dumnezeu atotputernic a început judecata, liderii religioși s-au opus lucrării lui. Au ales să se alieze cu Partidul Comunist și s-au bizuit pe forțele lor rele. Au încercat să controleze credincioșii din cercurile religioase. I-au împiedicat să mai cerceteze și să exploreze lucrarea lui Dumnezeu atotputernic. Pe de altă parte, au devenit spioni ai Partidului Comunist, spionând oamenii lui Dumnezeu și ducându-le mai multe dovezi pentru a ne aresta. Ei formează un front comun cu Partidul Comunist și încearcă să oprească lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Îngrozitor! Aceste fapte sunt dovada vie că majoritatea liderilor religioși sunt împotriva adevărului, iar natura lor este satanică. Sunt demoni întruchipați și dușmanii lui Dumnezeu. Așa este. Cuvintele lui Dumnezeu atotputernic sunt corecte. Acești lideri religioși sunt fariseii zilelor noastre. Dar împotrivirile lor în fața lui Dumnezeu au întrecut acțiunile oribile ale fariseilor din vremurile trecute. Ei condamnă lucrarea lui Dumnezeu atotputernic și hulesc Duhul Sfânt. Ei îl răstignesc pe Hristos din zilele de pe urmă din nou. Așa este. Asta dovedește că liderii religioși sunt antichriști dați în vilag prin lucrarea lui Dumnezeu în zilele de pe urmă. Știm că acesta este un fapt pe care nimeni nu-l poate nega. Slavă lui Dumnezeu atotputernic! El mi-a luminat sufletul. Lucrarea sa poate dezvălui oamenii. Ne-a arătat adevărata natură a pastorilor religioși care se opun lui Dumnezeu. Da. Altminteri, am fi continuat să fim înșelați de acești farisei și apoi devorați de ei. Slavă lui Dumnezeu atotputernic care ne apără de cruzimea acestor demoni. Slavă lui Dumnezeu! Acum pot să văd că aceasta este marea mântuire. Amin! Slavă lui Dumnezeu! Blasfemia liderilor religioși asupra lucrării lui Dumnezeu atotputernic jignește firea dreaptă a lui Dumnezeu și ei cu siguranță vor îndura pedeapsa sa. Slavă lui Dumnezeu!
părtășia de azi a fost călăuzită de Dumnezeu. M-a ajutat să înțeleg voia sa. Pe cât liderii noștri se opun lui Dumnezeu atotputernic, pe atât trebuie să-L urmăm cu mai multă credință. Amin. Așa este. Și trebuie să-i aducem pe ceilalți, adevărații credincioși în Domnul, în prezența lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu! Minunat! Trebuie să-i ajutăm să scape de asemenea înșelăciune și control, ca să poată primi cuvintele lui Dumnezeu atotputernic. Și apoi vor putea accepta mântuirea. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Toată lumea ar trebui să ne rugăm împreună. Bine!